începutul lunii februarie vorbeam chiar aici la Observator despre cum s-ar putea ca un premiu Oscar să treacă puțin și pe la nasul nostru al românilor. Vorbeam atunci cu actorul Levente Molnár despre filmul Fiul lui Saul, o producție a Ungariei, în care joacă și el și era atunci nominalizat la Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Și mă bucur foarte tare că eu, în entuziasmul meu, am avut dreptate. And the Oscar goes to Son of Saul, Hungary. Da, Levente Molnár a revenit astăzi aici alături de mine să povestim puțin despre această frumoasă reușită. Bine ai venit, felicitări! Și atunci te-am urat, nu știu dacă ne-ai auzit, dar felicitări încă o dată. Mulțumim, mulțumesc frumos. Cum e? Te simți diferit? Dacă îmi zici aia cu responsabilitatea, simt că am o mare responsabilitate și trebuie să fiu foarte bun, adică... Nu o zic aia cu responsabilitatea, o zic iarăși aia care e același cuvânt după care mă ghidez și aia e decența. Nu vreau să neg deloc că cred că îmi dau seama că ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat e ceva care... E de domeniul incredibilului. Bine că e realitate. Trebuie. Da, iarăși, când incredibilul devine realitate. Devine realitate. Să dăm citat din Hrabal. Nu știu dacă eu reușesc nici acum să-mi dau seama de ceea ce ni s-a întâmplat. Mulțumesc frumos pentru posibilitatea de a fi aici. Mulțumesc frumos și doresc să folosesc și această oportunitate. Să mulțumesc... În care camere să mă uit? În camera 2. În camera 2. Prin camera 2 să mulțumesc tuturor din suflet, pentru că, credeți-mă, s-a simțit... Am simțit suportul, pumnii strânși. Am fost și noi un pic acolo, cu sufletele. Cu siguranță. Îmi cer iertare. Dacă știu, foarte mulți au avut... Noaptea aia a fost o noapte albă pentru foarte mulți dintre noi. Cu ochii pe televizoare. Dintre noi. Îmi cer iertare, am să mă revanșez pentru acea noapte nedormită. E incredibil, trebuie să recunosc. Cum se văd... Curiozitatea este cum se întâmplă lucrurile acolo, că la televizor se întâmplă glamuros, totul este aranjat la secundă. Eu nu știu cum se întâmplă lucrurile acolo, cum a fost ceremonia, câtă lume intră în sală, petrecerile de după. Arată foarte bine. Decență și sinceritate. Astea sunt la două cuvinte care, după care încerc și ajutorul să păstrez picioarele pe pământ. Da? Cum se întâmplă? E o săptămână de sărbătoare acolo, este săptămâna Oscarului, care ține cu foarte multe ocazii, oportunități de întâlnire, evenimente organizate. Pe cine ai întâlnit dintre cei la care visai când erai mic? Sincer, cine te-a impresionat văzând în carne și oase personajul? Că știi cum e, când vezi omul în realitate poți să ai și surprize plăcute, dar și mai puțin plăcute. Cine te-a impresionat? Am avut doar din alea plăcute. Trebuie să recunosc că e un moment de sărbătoare la care am reușit să... Am avut norocul să particip. Nu doresc... De fiecare... Sunt întrebat și înțeleg curiozitatea asta și mi se pare normală. Cu cine te-ai întâlnit? Cu cine ai văzut? Cu cine ai dat mâna? Cum a fost partiu? Cu cine ai dat mâna? Nu te-ai spălat pe mână? Să dăm și mie să nu... Mi se pare normal, dar... În același timp simt și cumva că dacă aș începe o enumerare de nume cu care am avut șansa, norocul, oameni cu care m-am întâlnit, atunci cumva sună mă făli cu penele, cu treaba altora care... Dar nu vreau să ne... Da, Levente Molnár, doamnelor și domnilor, a venit cu Oscarul, dar nu vrea să se fălească. Acesta este... N-am absolut niciun motiv să mă fălesc, de altfel. Proiectul, filmul a fost nominalizat și a fost cinstit omenit și a desemnat anul acesta cel mai bun film într-o limbă străină, ne onorează pe toți. Când o să-l vedem la noi în cinema? La noi în cinema, începând de mâine. De mâine, Fiul lui Saul, doamnelor și domnilor, se va putea vedea și în cinematografe. Astăzi eu sunt foarte fericită că am ajuns, că am reușit să-l aduc pe Levente Molnár alături de noi. În primul rând, pentru că voiam să-l felicit personal pentru premiul Oscar pe care l-a primit împreună cu întreaga echipa proiectului și pentru că voiam să-ți spun la mulți ani personal. Astăzi este ziua lui Levente Molnár, iar noi avem o mică surpriză. Oh, no. Știi ce am făcut? Am făcut și noi ce am putut. Ți-am dat Oscarul cum am putut și eu. Am putut doar să-l punem pe un... Cred că mă încurcă microfonul, nu știu dacă, sper să nu-l iau de acolo. Dar stați un pic, facem așa. Se va auzi pe lavaliera mea, cred. Levente Molnár împlinește, doamnelor și domnilor, o vârstă rotundă și o vârstă a puterii, aș putea să spun. Știi? E foarte important. De aici înainte ce faci? Ce ai făcut până acum s-a notat, ai primit Oscarul pentru asta. De aici înainte începe greul pentru tine. La mulți ani, Levente Molnár. Felicitări încă o dată. Să ne trăiești și abia așteptăm să-ți vedem proiectele următoare, pentru că vă dați seama că de aici înainte se vor lega și frumoase colaborări. Asta îți doresc în urma experienței americane. I-am să țin asta în mână atunci să se audă. Bine, acum nu o agăți. Mulțumesc frumos, da? E un gest foarte frumos. Încerc să-mi țin viața privată cumva pentru mine. N-am cum să-mi apăr ziua de naștere. Ba, nu s-a terminat. Și mulțumesc frumos și... proiectele și dorințele și toate alea. Proiectul nu s-a schimbat. Nu doresc o schimbare majoră, să atrag o schimbare majoră în viața mea. Îmi doresc să petrec mai mult timp cu oamenii dragi mie. Nu trăiesc mai tot timpul în lumina reflectoarelor. Mulțumesc tuturor pentru această atenție care mi-a fost acordată. Proiectele de viitor înseamnă muncă, înseamnă să avem grijă unul de celălalt, cât mai mult. Astea sunt treburile alea mai importante. Iar noi de aici înainte, cu siguranță, le vom urmări cel puțin la fel de atent cum le-am urmărit și până acum, pentru că le-am urmărit, să știi. Levente Molnár, mulțumesc încă o dată la mulți ani. Mulțumesc frumos. Continuăm jurnalul doamnei.